spatele tău ca corfădus. Care e? În spatele lui. A. Uriașa de cegle. Ce la merge la drum de aici să-l fac. Am vrut eu altoi din ăsta, dar se pare că nu avem. Deci ăsta e pe prun, altoit. Se vede că de ce e stare și în spatele lui avem un altoit pe corcoduș, același soi care de garnisirea și epuizarea are loc mai accentuat. Deși el pare mai solid, deja își mută rodul spre vârf și parcă văd că va intra puternic la regenerare. Și lângă el, viitorul, pe prun, bineînțeles. Aici e o porțiune de livadă în care, în urmă cu ceva ani, vecinul a făcut foc, îl lăsa necontrolat și a ars o bucată de câteva mii de metri pătrați aici. Unde e zona asta de puiet și pom tineri. Se vede tot e tineret aici. Altuit tot pe prun, în coroană, numai ca aici avem aici. Proprietarii undeva jos pe acolo. Eu sunt la forat de altoi.